Salutare! Salut! De curând noi ne-am întors din excursia noastră prin Elveția și am zis să facem un video în legătură cu traseul nostru care l-am avut și costurile excursiei noastre în Elveția, per total și detaliat pentru fiecare categorie în parte, ce am cheltuit, cât am cheltuit, cât ne-a dus această excursie și ce am făcut în această excursie, așa un scurt rezumat să zic. În prima fază, să zic, am început excursia într-o zi de joi, după ce am scăpat și eu de la muncă. Am plecat, am avut în total vreo 800 de kilometri de parcurs până la prima destinație din Elveția și ne-am oprit undeva în Germania, aproape de Stuttgart, să dormim în prima noapte. Mai aveam, nu știu, 2 ore, ceva de genul, până la destinație, dar am hotărât să dormim, să ne trezim dimineață și să pornim de acolo. Am dormit într-o parcare în Germania, în mașină, și a doua zi ne-am trezit, am ajuns la prietenii noștri, Cătă și Oana și Ursuleț. Da, și Ursuleț. Da? Într-un orășel de munte numit Diemtigen, era aproape de Interlaken, ei erau cazați acolo și ne-am băut cafea împreună, am depănat câteva amintiri, că nu ne mai văzut de foarte mult timp. Și apoi am făcut o drumeție, să zic așa, am mers prin pădure, am urcat la o cascadă foarte, foarte frumoasă. Cea mai înaltă cascadă pe care am văzut-o până acum. Da. Foarte frumoasă a fost. Cascada se numea Engstligen, ceva de genul, o să vedeți în videourile din Elveția. Sunt niște denumiri, e greu de pronunțat pentru noi. Da, și am urcat până la cascada acolo, ne-am mai plimbat printr-un orășel tot așa de munte, pitoresc. Apoi ne-am îndreptat către cazarea lor, am petrecut seara împreună, aveau ei 2 paturi extra în cameră, așa că am dormit la ei. Am fost la fix. Da. Ne-am gătit ceva, am băut o bere împreună, am mai stat de vorbă și ne-am băgat la somn. Apoi, practic a doua zi din excursie, am băut din nou cafea cu ei și fiecare și-a văzut de drum. Ei au mers mai departe în turul lor european, s-au dus către lacul Como în Italia. Și noi ne-am văzut de drum cu excursia noastră în Elveția. A doua zi am vizitat lacul Tunerse, unul dintre cele 2 de la Interlaken. Și am făcut o drumeție pe o creastă montană, Augsmathorn, unde am văzut și capre negre. Da, o premieră pentru noi, atât de aproape, pentru că am mai văzut capre negre, dar la distanță. Prima dată le-am văzut în Mălești, în Buceci, la noi, doar că nu le-am văzut atât de aproape niciodată și am fost foarte bucuros să le vedem. Chiar plăcută experiența. Da, și apoi ne-a plouat, acolo, vede, am fost învăluiți de ceață. Probabil că ați văzut deja în videourile postate de noi. Și apoi am dormit undeva aproape de barajul lor de Rosens. Am dormit la piciorul unui pod, într-o parcare. Și în a treia zi ne-am trezit acolo, ne-am pregătit un mic dejun, am băut o cafea și am luat-o din loc, către un loc cunoscut pentru noi, barajul Grand Xens. Da, o superbitate și acel loc. Da, am mai fost acolo acum 3 ani. Cam așa, 3 ani, da. Am ajuns la barajul Grand Xens, am luat gondola până sus și deasupra barajului. Și am făcut acolo o plimbare de jur împrejurul lacului, cum ar veni. Da, o plimbare foarte plăcută și ușor de practicat pentru toată lumea, chiar și pentru copii. Este un traseu ușor, dar foarte frumos. Da, și apoi am coborât înapoi, că se lăsa seara, ne-am gătit ceva la mașină, într-un tunel, după cum ați văzut în videouri, pentru că ploua destul de tare afară și am avut noroc că ne-am adus în acel tunel. Și am dormit acolo în mașină la 2200 de metri și la 0 grade noaptea. Da. Dar cu un cer superb. Da, a fost s-a înseninat peste noapte. Spre dimineață s-a înseninat și am avut o priveliște deosebit de frumoasă asupra stelelor. Încercam să nu adorm la loc, țineam ochii așa mari deschiși ca să mă bucur cu mai mult de stele. Da. Iar apoi în a patra zi
am luat micul dejun acolo la poalele barajului și ne-am îndreptat către lacul subteran Saint Leonard, pe care l-am și vizitat cu ghidul, cu barca. Apoi ne-am oprit și la piramidele Eusein. Sunt niște formațiuni de acestea stâncoase destul de interesante. Le vedeți în videourile postate despre Elveția. Și am făcut un traseu pe Bis du Torrent Neuf, un fel de, l-ați văzut și pe acesta în video, este un fel de traseu de-a lungul unui fost canal de irigații care este, a fost construit pe peretele stâncos al muntelui, da? Foarte interesant, au destul de multe trasee de genul, adică au avut foarte multe canale de genul de irigații pe pereții munților. Și apoi, spre seara, am luat-o spre un orșel numit Maghia, lângă lacul Locarno, unde am petrecut noaptea, dar înainte de asta, ca să ajungem acolo, a trebuit să trecem prin Italia și mai exact prin pasul Ticino pe timp de noapte, care a fost destul de provocator, să zic așa. Am dormit acolo în Maghia, într-o parcare de la o școală, nu știu ce era. Cred că internat, era o școală, da. Ceva de genul. Și apoi în ziua 5-a am vizitat barajul Verzasca, baraj cunoscut din filmul lui James Bond, GoldenEye, unde face el clasica săitură de pe baraj. Și am mai vizitat Ponte dei Salti, un pod destul de interesant, care îl vedeți de asemenea în videouri. Și desigur am vizitat și orașul acela, satul Maghia, și cascada del Salto. Apoi seara ne-am îndreptat către un camping, că da, aveam nevoie de de duș, să zicem așa. Și am hotărât să petrecem noaptea într-un camping. Am găsit un camping destul de rezonabil ca preț, la 30 de euro, deoarece majoritatea erau destul de scumpe, începând de la 50 de euro în sus. Foarte acesta scump. A fost chiar decent, 30 de euro într-o, era un fel de fermă, pensiune agroturistică. Da. Și da, ne-am petrecut noaptea acolo, ne-am gătit ceva, am băut un vin și am dormit. Apoi în a șasea zi am plecat de acolo din camping și am vizitat toate cele 12 sate din Valea Bavona, cum ar fi Foroglio, Sabione, Fontanella, Sonlerto și așa mai departe. Sunt câteva sătucuri din piatră, cu case din piatră. Deosebit de frumoase, de poveste. N-am mai întâlnit așa sate frumoase până acum. Da, și câteva cascade, iarăși un pod drăguț. Apoi ne-am petrecut noaptea într-o parcare lângă un orășel, în afara Văii Bavona, deoarece acolo era interzisă campare și dormitul în mașină, să zic așa. Da. Și hai să nu ne riscăm, am coborât din nou într-un orășel și am dormit acolo într-o parcare. Apoi ziua 7-a ne-am trezit și am luat-o spre Italia, spre lacul Como. Am vrut să-l mai vizităm o dată și am ajuns într-un oraș numit Menaggio. Da, este vis-a-vis de Bellagio. Da, care este mai cunoscut. Ca și orientativ pe hartă. Da. Și acolo am făcut o mică plimbare prin orășel, am mâncat o pizza și ne-am bucurat de un gelato italian, adevărat. Nu se putea altfel să ajungem în Italia și să nu mâncăm înghețată. Sau pizza. Sau pizza. Sunt super bune. Da, și ne-am răsfățat, să zic așa. Apoi am luat-o din loc și am plecat către următoarea destinație, către Liechtenstein, dar am avut niște mici probleme, să zic așa. Am încercat să trecem prin pasul Spiegel, între Italia și Elveția, și când am ajuns sus de tot, aproape de vârful trecătoarei, să zic, a început să ningă destul de tare și s-a așezat un strat de zăpadă consistent în fața noastră și mașina nu a mai vrut să mai meargă mai departe, să mai urce, așa că a trebuit să întoarcem, să coborăm înapoi în oraș și să o luăm pe o rută alternativă, pe unde, practic, pe unde venisem. Cu 30 de minute, cred că dacă mergeam mai devreme, da, dacă mergeam mai devreme, cred că reușeam să-l trecem.
Da, dar aia că nici nu știam cât mai durează, cum este și pe partea cealaltă și am decis să ne întoarcem, să o luăm pe traseu alternativ. Am pierdut în total, cred că vreo 3-4 ore, dar măcar am ajuns în siguranță și nu ne-am chinuit. Și am ajuns în Liechtenstein, că asta era destinația noastră finală pentru acea zi, unde am și dormit într-o parcare, undeva lângă, La marginea la marginea unui oraș, unui lângă, oraș. da, o mică pădurice, avea un loc acolo de grătar cu loc de joacă pentru copii, De da, de recreere. recreere și ne-am petrecut noaptea acolo. Apoi ne-am trezit în ziua 8-a, am vizitat o stațiune montană din Liechtenstein, un orășel de munte tipic și apoi am servit o cafea și o prăjitură la o cafenea la care am mai fost și anul trecut. Și am trecut când ne-am întors din Austria de la schi, ne-am Da. oprit acolo. Da, când am făcut excursia la schi în Austria, la întoarcere ne-am oprit în Liechtenstein și am nimerit la acea cafenea, am mâncat o prăjitură și atunci am băut o cafea și acum am repetat experiența după un an de zile. Și apoi am luat-o din loc, am plecat către a doua destinație a zilei, și anume Colmar, în Franța. Am ajuns acolo, am vizitat Colmarul un pic. Ne-am oprit să mâncăm ceva, am mâncat tart flambé. Da. Adică o pizza O franțuzească, să pizza zic așa. franțuzească, nu știam ce este. Pentru noi suna prăjitură. Dar noi credeam că este o prăjitură, Este dar o aparent este o pizza. pizza, Este o da. pizza normală. Și am gustat melci pentru prima dată eu. Eliza mai mâncase? Eu am mai mâncat când eram mai mică, am gătit tatăl meu acasă, dar nu mi-aminteam exact textură, gust și așa mai departe. Și a fost iarăși, na. Am încercat și melci și ne-au plăcut. Da. N-au fost răi. Și apoi am luat-o din loc către a treia țară din ziua 8-a, să zic așa, către Luxemburg, unde aveam de gând să dormim. Am condus până în Luxemburg, ne-am găsit un loc de dormit într-o parcare și ne-am trezit în a noua zi a excursiei, să zic așa, ne-am trezit în Luxemburg. Am vizitat două cascade în zona Müllertal, pe care le mai vizitasem în trecut, dar nu apucasem să le filmăm. Și apoi am pornit către casă, La la Tomiță. Tomiță, la iubitul nostru Tomiță, care ne așteaptă de 9 zile deja. A fost cineva care a avut grijă de el, desigur, dar nu a dormit Normal cu că el. nu suntem noi. Da. Este diferit. Și acum, per total, să vă spunem așa ce cheltuieli am avut în această excursie. În total am parcurs 3000 de kilometri și cheltuielile noastre în această excursie de 9 zile s-au dus undeva la 762 de euro. Da. Adică, eu zic că este un preț decent. Ok, nu am avut cazări decât campingul pentru care am plătit 30 de euro. În rest am dormit aproape toate nopțile în mașină, cu excepția primei nopți, a doua noapte în care am dormit la prietenii noștri. Da. Dar în rest am dormit în mașină, în parcări și prin asta am Economisi economisit foarte foarte mulți mult, bani. altfel se ridicau costurile, cred că destul de mult. Oh, foarte mult, da. Cel puțin dublu. Cred că da. Din ăștia 762 de euro, am plătit 280 de euro pe transport, ceea ce înseamnă am băgat, cred că am făcut toată plinul la benzină și în rest a fost GPL, pentru că mașina noastră merge pe GPL. Și asta e Este un mare un plus. mare plus, pentru că este destul de economă. Am mai cheltuit 209 euro pe restaurante, adică pe o bere, o pizza, pizza de la Tonomat Da, și tot din așa. Elveția, da. Da. Pe cumpărături la magazin am dat 114 euro, adică asta include un vin, bere n-am cumpărat, vin, ciocolată, niște legume Da, și nu mai ceva știu, de pâine, ouă, ouă, da. chestii de genul ca să mâncăm Am mai avut și noi de acasă unele dimineața. chestii, dar ne-am mai cumpărat și de acolo, paste și așa mai departe. Am mai plătit 55 de euro pe vineta de Elveția, care costă 45 de euro pe an, și 10 euro pe parcări, unde am fost la obiective turistice sau prin orășele, am mai plătit niște parcări, ceea ce este rezonabil. Campingul am plătit 30 de euro pentru o noapte,
obiective turistice, am plătit 46 de euro pentru urcarea cu gondola la Grand Xens și da, pentru vizita la lacul subteran, Saint Leonard. Am mai cheltuit 16 euro pe cafea, adică cred că am luat de două ori cafea din benzinărie, în rest ne-a făcut cafea noastră. Da, dar este foarte scumpă. Da, este adică foarte este scumpă. Undeva la 4 euro de persoană pe cafea. Da, și nu este nici strălucită, așa că oricum preferăm să ne bem cafea noastră, dacă venim să ne facem cafea noastră, o facem. Am plătit 6 euro pe un magnet de frigider, că na, prețul de Elveția, și am plătit 4 euro pentru toaletele de la benzinării. Când am găsit și toalete gratuite, dar unde a trebuit să plătim, am plătit aproximativ 4 euro. Este și ăsta un cost, să zic așa. Deci costurile totale 762 de euro pentru 9 zile petrecute în Elveția, Luxemburg, Liechtenstein, Italia și Franța. Deci, da, practic am fost în 5 țări, în mare parte în Elveția, dar am vizitat 5 țări. Astea au fost costurile noastre. Sper că v-ați făcut așa o idee despre ce înseamnă o excursie cu mașina și dormit în mașină prin low Elveția, budget. Low budget cât de cât. Se putea și mai low budget, dar nu ne-am abținut de la absolut nimic. Da. Adică am vrut să mâncăm la restaurant, am mâncat la restaurant, am vrut să mâncăm înghețată, am mâncat înghețată, ne-am cumpărat un vin și așa mai departe. Așa că sper că vă este de folos și vă mulțumim pentru vizionare. Da, vă mulțumim. Și ne vedem în video următor. Și dacă vă place ceea ce facem, dați un subscribe și un like. Și un like. Și vă așteptăm cu un feedback chiar în comentarii. Așa că mulțumim încă o dată și mulțumim. Ne vedem. Ceau! Pa, pa!